Superliga vă este oferită de Superbet. Bun găsit, prieteni, și la Sibiu este foarte cald. Ne pregătim de un meci interesant între echipa locală Hermannstadt și Universitatea Cluj, formație la care Ioan Ovidiu Sabou începe al treilea mandat ca antrenor principal. El l-a înlocuit pe Toni Petrea după înfrângerea din derbiul local cu CFR. Îl pregătea o centrare, intrase în sărof să-i Paraschiv, Ianco! E ușor pe spațiu porții, dar execuția e slăbuță, n-ai cum să dai gol cu asemenea intensitate de așuturi. Trimit însă cu aplauze această execuție a lui Gabi Iancu. Sunt 25, aproape 30 de metri de unde a șutat. Mingea a fost și deviată, vedem pe această reluare. Coșul lui Hermannstadt avea câteva execuții senzaționale. Poate că va reuși să iasă din această pasă neagră. Din nou Balaure în marginea careului advers, pregătește centrarea și acum șut blocat al lui Bucuroi, un gol! Paraschiv! Foarte bine a purtat Sibiul acest atac, prelungit cu șanse multe de gol și până la urmă au reușit să-și marcheze. Acum stipă bine reușita pe care a avut-o în întâlnirea cu UTA. De două ori s-a opus acolo Andrei Miron, a blocat și centrarea, a blocat și șutul inițial al lui Bucuroiu. Vine însă rebound-ul care ajunge la Gabi Paraschiv și acesta marchează. Se pregătește să execute Nistor, centrarea lui Nistor, Butean și este 1-1! Mitrea. Înscrie Mitrea, nu înscrie Popa, înscrie Mitrea, fundașul golgheter, 1-1! Exact ce își dorea Universitatea Cluj, un gol înainte de pauză, ca să poată să se concentreze după pauză, în repriza a doua, să nu mai aibă această presiune suplimentară. Minutul 45, doar 10 minute a condus Hermannstadt. Hai să vedem ce s-a întâmplat acolo, pentru că nu e normal să înscrie așa, a fost cu siguranță o greșeală în compartimentul defensiv al trupei gazdă, poate și din cauza lipsei adversarului, lipsei lui Bejan. Foarte bună centrarea lui Nistor, asta este o primă condiție, o centrare care trece de primul om. Se verifică ceva? Nu cred. În principiu nu are ce să se verifice, doar să revină în teren. Pasa către Kipciu este anticipată de Sotamino, dar Kipciu revine. Îl vedem pe Iani Stoica. Iani Stoica în marginea careului va centra, o face pe jos. Popa, Popa, gol! E specialistă Cluj în răsturnări de astea de situație. Incredibil ce se poate întâmpla în aceste partide. 2-1, frumoasă fază. Și fostul golgheter al Chindiei, al lui Dinamo, iată, reușește să înscrie iarăși, după ce a adus un punct celor de la U Cluj împotriva Dinamo Viștor. 2-1, frumos. Și totul a pornit la centrul terenului de la Alex Kipciu, care a pierdut inițial mingea, după care tot el a recuperat-o. A fost altruist, l-a lăsat pe Iani Stoica să continue faza. Și vedem ce s-a întâmplat. Și totuși, acolo e o greșeală în apărarea celor de la Hermannstadt. Depășit simplu, capitanul Ionut Stoica la faza centrării lui Iani Stoica. Și accidentatul ceva mai devreme, Florin Bejan, îl scapă din marcaj pe Daniel Popa. Butean, se uită în careu, Butean, vine centrarea. Balaure urmărea această minge și tot Paraschiv. Ce execuție are Daniel Paraschiv. Cluj este super, o echipă nostimă. Super repriză. Nu, e o echipă nostimă Cluj. Perfect, a curs faza, iar execuția lui Paraschiv este într-adevăr una complicată, dublă pentru Paraschiv. O reușită de care atacantul avea nevoie. Arbitrul lui VAR, asistentul 1. Ce să vadă? Atenție, înseamnă că îl încurcă cumva, înseamnă. Hai să vedem, dacă era, ia să vedem. Aici e offside. Nu, aici e regulamentar. Stai puțin. Apa, da, aici mă, Balaure este în offside. Dar Balaure nu atinge mingea. Vă zic că o atinge, cum o atinge? Nu, o atinge Mitrea.
cum o atinge? Nu atinge balaure. O să vezi pe reluarea de la firul ierbii. Da, da, balaurele piciorul... încurcă, mă, se poate, încurcă, da. Se poate, a vrut da. Să joace mingea balaure fără se discuție. Poate, da, offside, da. Măi, decizia e corectă. Eu mă uitasem la acest stop cadru, numai că centrarea a venit mai târziu. Da, golul pasiv anulat. Din Nistor, aceeași încercare de pasă pe culoar. A ajuns mingea la Iani Stoica, vine centrarea lui Oncea și reluarea lui Popadiuc este peste poartă. Era gol, dar a intervenit pe Jean, cred. Să fi dat peste poartă direct? Dacă nu e corner, înseamnă că chiar așa a tras Doru Popadiuc, care pare că se ține și el de gambă. Da, n-a intervenit. N-a intervenit. Bine, a încercat să levite pe Bejan, a încercat să dea sus, pentru că altfel ar fi fost contrat. Să fie atacat Iani Stoica, ia la viteză pe adversarii de la Hermannstadt, scoate pentru Popa, șutul acestuia în bară! Cred că a fost deviat ușor de Bejan. Marius Moldărășanu mai are o schimbare la dispoziție. Încă o dată șutul lui Daniel Popa. Mingea apucă să cadă în faloancea, pentru că imediat la centrul terenului apare Ciprian Biceanu. O centrare către Paraschiv! Ce ocazie! Ce ocazie ratează Hermannstadt! Acum nu e offside, dar nu dă el cum trebuie. Când a dat-o superb dintr-o poziție grea, a fost offside. Cred că e obosit, eu-l văd obosit, e afectat probabil și de căldură. E un vârf masiv și pentru jucătorii masivi e mai complicat să alergi atunci când e cald. Așteptăm o reluare a acestei faze. Iată-l pe Paraschiv în centrul imaginii. Se demarcă foarte bine. Greșeala de proporție a lui Miron. Era complet cu Polia și în orice caz e favorită la acel meci. O minge respinsă de Mitra. Vine șutul! Oh! Oh! No! Ce execuție! Fantastic! Gol marcat de Oroian. Oroian cu piciorul bolnav, așa, uite că dă un șut extraordinar. 2-2. Minutul 90+2, cel în care mingea a intrat în poarta lui Gorcea. Și respinsese bine Mitrea, nu a avut însă un pe recuperare. În marginea careului. Ce șut a prins puștul care a jucat fundea stânga în această partidă pentru Hermannstadt. A mai dat două goluri campionatul trecut împotriva Chindiei și cu CFR Cluj. Ăsta este însă cel mai frumos și cu siguranță cel mai important de până acum al carierei. Da. Iată-l pe Mitra respingând foarte calm. Niciun jucător de la Universitatea Cluj acolo. Dreptul e bun, dar joacă stânga. Ce minunăție de gol. Reușește Alexandru Laurențiu Oroian. Un gol cu care cred că câștigă un punct pentru echipa sa.